Salut! Astăzi facem o excursie mai deosebită și anume pe insula Creta, unde am vizitat fortul de pe insula Granvousa și apoi am fost la Balos, plaja renumită cu nisip roz. Pentru asta am fost luați la hotel de către firma de traveling, am folosit iarăși o firmă locală pentru că au avut prețuri mai bune decât agențiile de turism din România. Și am fost luat direct la hotel de către un microbus care mi-a dus apoi în localitatea Heraklion și de acolo am mers împreună cu alți turiști într-un autocar mare. Deci drumul a durat vreo 4 ore, ca să spun așa, minim. Drum pe care l-am petrecut, bineînțeles, în autocar, care a fost climatizat, asta a fost norocul nostru, până am ajuns la locația de unde am luat un vaporaș, un fel de ferry vaporaș. Prima oprire a fost pe insula Granvousa, unde se mai găsesc ruinele unei cetăți din timpul venețian și se mai găsesc și câteva clădiri care au rămas din timpul războiului de independență al Greciei. Aici au locuit insurgenții cretani. În antichitate, insula a fost cunoscută sub numele de Corikos, iar numele de Granvousa a fost în onoarea nevestei unui pirat, Vusa. Piratul a fost singurul care a reușit să scape de pe insulă, în timp ce ceilalți pirați au fost duși cu forța de pe insulă. Oprirea a fost undeva aproape de mal, a trebuit să trecem puțin prin apă, dar apa era foarte mică, și apoi a urcat drumul încet, încet până la cetate. Este un drum lung și greu și cald, așa că e bine să aveți încălțări adecvate, măcar să aveți sandale de trekking, dacă nu aveți Adidas special pentru plimbat. După cum vedeți, sunt cărări, nu este un drum care să fie betonat, așa că e bine să aveți încălțări potrivite. Am făcut, bineînțeles, și o baie acolo, deoarece după ce am urcat sus la cetate ne-a fost foarte cald, iar după ce am făcut această baie, am mers mai departe către Balos, care a fost, de fapt, atracția principală. Aici vaporul a oprit undeva lângă stâncile cu apă mică, și de acolo am coborât și am mers prin apă puțin până când am ajuns la plajă. După cum vedeți, apa este foarte mică și deja se vede puțin coloritul rozaliu al plajei. Ca să vedeți imaginea de ansamblu, trebuie să urcați puțin pe o colină, ceea ce iarăși nu a fost foarte ușor, ținând cont că era foarte cald. La această insulă, bineînțeles că puteți ajunge și cu o mașină închiriată, dar am înțeles că drumul până aici este destul de greoi și merge pe niște drumuri forestiere. Dar imaginea este una superbă, așa că merită să vă opriți aici și să vedeți această plajă inedită. Culoarea rozalie este, bineînțeles, dată de către scoicile care, în lungul mileniilor, s-au zdrobit în această zonă și dau acest colorit deosebit al plajei. În această locație, dacă nu mă înșel, am stat în jur de 2-3 ore, până când a trebuit, bineînțeles, să ne întoarcem, deoarece drumul a fost lung și am ajuns noaptea târziu acasă. Am avut la noi de mâncare, deoarece nu prea găsiți la fața locului mare lucru. Și ce este important, să aveți la voi foarte multe lichide, deoarece temperaturile sunt foarte ridicate și, bineînțeles, trebuie să vă hidratați. Vă las cu aceste imagini superbe de la plaja Rozalie și sper că v-am trezit interesul pentru această destinație interesantă de pe Creta. Dacă sunteți deja acolo, merită să vizitați această zonă, deoarece când mai avem ocazia să vedem o plajă roz. Vă rog să vă abonați la acest canal și să dați un like. Până data viitoare la următoarea destinație super faină. Ciao, ciao!